Doamne și domnule, să nu fiți furioși pe mine dacă vă spun despre ce a ajuns România. România este în război cu și din jurul lui Dragnea. Nu mai zic cu și din PSD pentru că eu nu cred, nu pot să cred că sunt într-un partid 300.000 de membri care să fie atât de lichele cum sunt ăștia din jurul lui Dragnea. Ai văzut astăzi? Mă rog, contrapiedul ăsta cu, cu tovarășul Tudorel, slugărel de fapt, da? Dar nu asta e important. Propunerea PSD-ului pentru Ministerul Justiției este halucinantă, tată. Ăștia sunt niște nenorociți. Și nu mă mai ferez de cuvinte, dacă vreți puteți să mă amendați, dacă vreți puteți să dați cu ouă clocite, ăștia sunt niște nenorociți. L-au propus la Ministerul Justiției pe cine? Uite aici. Pe Eugen Nicolicea. Eugen Nicolicea, cine e ăsta? Pe păi Eugen Nicolicea este un repetent. Un repetent și cu dreptul făcut la 50 de ani, luată diploma pe internet, învățământ la distanță și alte șmecherii făcute de Spiru Haret pe la începuturi, e ăla care pur și simplu nu mai are nimic, nimic, nimic de a face cu onestitatea publică. Este ăla plin de nemernicia aia tâmpită de a cere, de a cere ca regele Mihai să fie declarat persoana non grata. A venit mâncațiași din Mehedin, mâncațiași. Aici, la Olteniu, de ne place nouă să conducem, să fim dăștepți. Cum Dumnezeu arată, cum, cum naiba a pune țara asta pe mâna unor tipi veniți direct din Imperiul Otoman. Ți-am că mi am luat la două volume din istoria trădării la români. Mă, tot ce au însemnat în Imperiul Otoman, totul se repetă acum toate intrigile boierimii, toate porcăriile pe care le-au făcut boierimea, în a face praf o țară, era vorba de Muntenia, Valahia, atunci zicem noi Muntenia ca să pară mai românește, era Valahia. Totul se repetă. Eu nu vreau să jignesc pe trăitorii de acolo, din sudul țării, care încă mai cred că Uniunea Europeană e o oportunitate istorică. Eu dacă mă întrebați vă pot răspunde sincer, mie mi-e milă de oameni. N-aș putea trăi în sudul României, prefer să fac 10 cancere, 15 AVC-uri și să mă taie cu drujba, decât să trăiesc într-un spațiu condus de niște nemernici, pesediști, socialiști, dracu să ia pe toți, care vin, îți dai seama, ăsta care și-a luat diploma pe internet să fie ministrul justiției, băi, eu nu mai pot uita în ochii copiilor mei. Să le spun să învețe, nu, tată, rămâneți repetenți că poate ajungeți minister. Ajungeți președinți la PSD. Ajungeți PSD, președinți la ALDE, că și ăla e repetent. Ajunge în ministrul justiției, bă. Stați repetenți, bă. Tot poporul ăsta trebuie să fie repetent și să meargă prin rotație pe la ministere. Lua le dracu de ministere. Și de stat român incapabil să aibă instituții care să ia pe ăștia de guler, să-i trântească de pereți, să le sară muci pur și simplu pe fereastră. Uite-mă cine e ăsta. Ăștia din Cluj, psd -și din Cluj, Nazra, tată. Tu ăla care ești la pian și vorbești așa, încățești, că e venit de la București, e născut acolo la București și vite că e la Cluj, că este frumos așa. Ești mândru de Nicolicea? Băi, Nazra, horea, tată. Tu ești un tip citit. Ești mândru de Nazra, de Nicolicea? Ăștia din PSD, Ilea, ăla, din, din Cluj, din Ardeal, din focusul ăsta turbat economic, din capitala economică a României, sunteți mândri de Nicolicea, de repetentul ăsta nenorocit. Tu i mama măsii de treabă încă și de țară și cui o făcut-o așa. Uite mă, și eu zis-o, un userist, ți-ai luat diploma prin poștă și îi spui unui magistrat că nu înțelege? Asta i-au zis, dar Nicolicea nu are sentimente, înțelegi? Este, el este un cyborg mulțumit că a ajuns în sfârșit după ani de repetenție, o ajuns și el mâncăția și acolo la bucate. Ăștia sunt. Impostor cu patalama titrează și Newsweek s-a dat revoluționar remarcat la turnul Severin. Gândește că revoluționar nu-i numai așa că ți-a dat patalama. Revoluționar înseamnă să nu plătești impozite, tată, o grămadă de facilități. Și acum ăștia au ajuns să ne conducă, pentru că gașca lui Dragnea are un singur obiectiv, să-l scape pe nenorocitul ăla cu dinții stricați de pușcărie și pentru asta modifică pur și simplu legile. Adică se duc, o modifică legea, se duc la tovarășul judecător și zic, bă băiete, eu nu știu, tu trebuie să aplici legea. Noi am făcut legea să scăpăm de pușcărie. Cine este Nicolicea? Uite-te aici, fost director al penitenciarilor. Acuzații grave la adresa lui Nicolicea propus la justiție. Îl vizita pe ascuns pe Bivolaru, în penitenciarul Drobeta Tunu Severin. Citea fără drept materiale din dosarul Miromitria, care era naș. Și mai zice, ăsta de la penitenciare, amintește de politicienii care în anii 70 sprijineau mafia italiană. Bă, asta e țara la care visăm. Dacă este asta țara la care visăm, atunci mai bine să nu fie. Eu îmi doresc un faliment pentru România. Un faliment nu de la în care să moară lumea de foame, ci în care lumea să se gândească așa. Mă băieți, trebuie să reconstruim. Cum reconstruim? așa cum au fost înainte, cu repetenți și cu, cu nespălați și cu dinții stricați în conducerea țării? Sau, no, dacă te reconstruim, punem tată mai în față buna credință, onestitatea publică și adevărul? Nu se poate, bă! Îmi amintesc eu m-am dus prin arhive, aici la BCU și mi a luat gazetele din 916, din decembrie. Știi că intră McKinson în București în 916. Guvernul României a fugit la Iași, după ce același guvern al României încălcase tratatul cu puterile centrale, cu Austro-Ungaria, cu Germania și cu Italia și au trimis repede, nu știu câți soldați, în Ardeal, adică în Austro-Ungaria, ne place sau nu ne place, asta era atunci, și primele victime au fost trei grăniceri cu nume române stată, împușcați pe la spate de frații de peste munți. Trimiși de cine? De guvern. Îți dai seama că foarte repede Mackensen, von Mackensen, au ajuns în București. Guvernul României pleacă la Iași și în timp ce unii speriați își iau și pleacă pe jos către Buzău, către Iași, tovarășii miniștri își duceau mobila cu câte 10-11 vagoane. Averea și-o duceau la Iași cu câte 10-11 vagoane. Tot timpul în România a fost un fel de, de sectă de asta a tâmpiților, a ălora de credință care au făcut praf mai întâi pe ăia care le plăteau salariu, le făceau averea. Poporul ăsta când plătește salariul unui ministru trebuie să-l ia de gât pe ministru a doua zi. Bă, ce ai făcut? Ți-am dat secretară, ți-am dat apă caldă, ți-am dat curent, ți-am dat bilet de avion, ți-am dat salariu, ți-am dat pensie specială. Ce ai făcut, mă, nenorocitule din țara asta? Asta trebuie să facă un popor responsabil. De-aia în America îi au arme, cu sufletul. Ca să că mă băiatule, dacă îți vine cumva pe chelie să faci praf țara, eu pun mâna pe pușcă și stau în fața ta. Deja este o disperare totală. Oameni care au votat PSD și nu doar de aici. Eu am o echipă, la un moment dat aveam o echipă din Pitești, care îți dom'le, noi să știți că noi am votat PSD-ul dacă o jenă. Și am zis, mă, dar am înțeles, ați fost mințiți. Nu, no, nu ești singurul mințit în țara asta. Dar acum, și -o, acum mai bine îmi tai mâna să mă duc să mai votez pe CD ul Și am zis, da, te duci să votezi, apăi să văd. Și am zis, dacă zici numai apăi să văd, atunci meriți să fii condus de PSD acolo în, în argeșul tău în o mie de ani. Aveți dreptate, o să mă duc la vot și de știu că votez cu el mai, cu el mai necunoscut. Asta este soluția tată. La vot. Cine sunt ăștia? Niște nenorociți, bă. Niște nenorociți. Îți dai seama, tipi care n-au niciun fel de carieră tipi care fac într-adevăr exact ce făcea mafia italiană în 70. Știi că tovarășul ăla, fiul lui Dragnea, are niște problemuțe. Fonduri europene, justiție, fermă de porci și acum au găsit cei de la Newsweek. Ia uite aici. Fiul lui Dragnea șterge urmele, a desfințat deja două firme de porci înființate acum un an. Scurt, Că nu se știe dacă scapă tată -o de la pușcărie și dacă nu scapă tată -o de la pușcărie, ce se face odras la mâncui sufletul ei de odraslă? Ăștia și-au făcut averile pe banii tăi și pe banii mei, pe banii mătușii tale și pe banii unchilor mei, pe banii tuturor celor care se spetesc și merg ca tăntălăii unii să mai voteze PSD. Tu gândește că i-au pus la Dragnea poprire pe avere pe contul de 27 de milioane de euro. Bă, arată-mi și mie bugetarul care are 27 de milioane de euro în cont. Și care ce da, domnule, o să le plătesc. Na, foarte bine că mi le-a spus. Du-te și tu, domnule bugetar, în vacanțe, în Brazilia. Ia și tu două, trei fufe lângă tine și du-te să pescuiești peste, pește oceanic. Că nici de la metro nu ți-l permis congelez, congelat uneori. Ăștia sunt. Noi dacă mai continuăm să-i analizăm ca pe niște oameni normali, și dacă ne o uităm la televizor, ca și cum ne-am uitat la Sfintele Moaște, suntem niște tâmpiți, tovarăși. Să vă explic de ce. Mă uitam astăzi la TV. Conferință de presă, tovarășa Aviorica Dăncilă. Nici un gazetar, dar nici un gazetar n-a putut să treacă peste schimonosirea aia de discurs oficial. Adică să o întrebe, doamnă, am înțeles... Că aveți libertatea să vă faceți guvernul, să cereți demisia, demiterea unui ministru. Dar, cum vă permite să puneți un repetent la justiție cu diplomă luată la 50 de ani de pe internet? Nu să vedeți, dar domnul Nicolicea și presa tace. Presa tradițională în România este complicele tăcut sau cumpărat al politicii oficiale din România. Dacă jurnalismul participativ, jurnalismul ăsta independent, pe care îl facem 3, 4, 5, nu cred că mai sunt 10. Da? Înjurați, dă-i să meargă. Pe Mălin, i rupe capul. Pe German, ăsta-i vândut. Ăia-l -al, 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 al la grup de azi nu știu cum. Dacă noi dispărem băieți, o să auziți doar, în curând, ce vor, doar ce vor, ăia de la putere. Noi mai stăm, știi cum? Să stingem lumina. Să știi că nu ne e ușor. Că nu ți-e ușor să renunți la salarii și chiar mari. Că toți aceia care am ales jurnalismul participativ am fost, într-un fel sau altul, șef de departamente sau director sau mai știu eu ce de televiziune, zare sau de astea alte. Și am renunțat la banii pentru libertate. Renunțăm inclusiv la familii. Pentru că eu nu cred că altcineva dintre cei ca mine gândește altfel. Să vorbești în fiecare zi cu nevasta, dacă se întâmplă ceva, plecați la nu știu cine, în Spania, sau în Franța, sau în Italia, sau mai în Germania. Ca să-i protejez. Dar eu nu plec, rămân să sting lumina până le pușcă becul în, în cap. Asta e mafia. Înțelegeți? Uite aici, mafie, Cu interlopi. De cine-i păzit, dragnea ăsta? Da? Uite aici, ce? Actual 24. Este numai despre Dragnea. Este numai despre ăștia. De ce? Pentru că ei sunt singurii, pur și simplu, singurii care în acest moment mai generează știri. Cum generează știrile? Interlop din clanul sportivilor alături de Dragnea la înalta curte de casație și justiție. Gabi Cioară, pușcărie pentru infracțiuni cu violență. Ăsta de aici. Înțelegi? Clanul sportivilor, tată. Și mai sunt niște clanuri, stai liniștit. Mai sunt niște clanuri, că nu sunt singuri, da? Are trei clanuri lângă el. Trei clanuri. La un moment dat și eu trebuie să mă duc la poliție că primisem de la unul, de la clanul nu știu care, din București, cu ramificații în Iași, că vin, te sparte, iau, spăl cuțâtul în tine, Trebuie să mă duc la poliție. Asta este. O să da, poliția să mai primească 3-4-5 zile pe aici, pe la, prin fața porții. Și nu spui la nimeni, dar la un moment dat trebuie să spui, tată. Trebuie să spui pentru că s-a ajuns la. cum să zic? Bă, nici în timpul fascismului nu era așa. Noi nu mai avem de-a face cu politicieni aici. Noi avem de-a face cu interlopi interlop care s-au băgat în politică după ce și-au făcut crâjmă în satul Nevestii, unde s-au măritat tovarășul Dragnea, că nu a fost surat, în Însurat înseamnă să-ți iei nevastă la casă, să o duzi el la nevastă acolo, dă și mie mâncața și că o să fiu milițianului Dângratia. Dângratia. Înțelegi? Interlop și acum e în politică. Uite-te la el cum apare. Costum negru, cămașă albă, ca un ospătar, bă, pentru că el niciodată n-a depășit nivelul ăla. Însă, un ospătar care e îmbrăcat așa, da, jos pălăria, ăla înseamnă ceva, înseamnă că își respectă meseria. Ăsta cred că toată viața, cum să zic, o urât faptul că o turna bere la căruțaș, acolo în satul unei -sa. Și acum vin băieții și au format o gașcă din tip, din pușcăriaș. Uite mă, Cătălin Rădulescu, ăla mitralieră, Deputat PSD condamnat la pușcărie, evident, cu suspendare, că nu poți să-i dai la un psd săracu, să-i faci praf libidou, nu? Să-i dai cu executare. Și ce vrea? O lege. Să se reducă drastic termenele de prescripție. De ce? Zic procurorii. Domnule, în momentul ăla, marea majoritate a marilor dosare de corupție instrumentate de DNA se vor închide scurt. Și el știe o treabă, bă, trebuie să închidem dosarele că ne intră susținătorii ăștia la pușcărie. Și dacă intră la pușcărie, ce ne facem? Și ai atunci nemernici și repetenți, ai clanul interlope și mafia gulerelor albe. Pe cine ai pus, ai propus de fapt la Ministerul Fondurilor Europene? Uite aici, tată, o fidelă a lui Dan Voiculescu o propus o Dragnea și Dăncilă la Ministerul Fondurilor Europene. Anul trecut cerea desfințarea abuzului în serviciu, pentru că ce să vezi exact Dragnea era acuzat de chestia asta și luase trei ani și jumătate în primă instanță. Da, o fidelă a lui Dan Voiculescu. Scurt, adică nu ne mai ferim. Poporul ăsta suportă orice, dă măsa de popor. Da? N-au nici o problemă. Uite aici. Cele trei clanuri, că aici vreau să ajung, trei clanuri interlope care manifestau în sprijinul lui Dragnea la înartea curte. Uită-te la fețele lor, tată! Da? Fii atent! Puiul Flor Florian, un tip primar din umbra al sectorului 4 care a mobilizat interlopii din clanul sportivilor, da? După aia, lumea interlopă din Rahova, da? Condusă de aghiotantul Codrin Ștefănescu, și lângă ei batalionul din Teleorman. Adică, bă, cine sunt ăștia, tată? Eu ca Ardelean, tu ca Bănățean, tu ca Bucovinean, tu ca Moldovean. Bă, noi suntem obligați să stăm sub talpa valahă? Oricând spun, da, pentru România. Niciodată însă nu o să fiu sub talpa otomană. Știi că există județul Teleorman la noi. În Bulgaria, până către Silistra, există județul Deliorman. Este denumirea veche a Teleormanului. Acolo, turcii, vreau să facă o zonă comună, Teleorman-Deliorman, în care să maseze populație musulmană, pe care să o folosească pe post de vârf de lance când e cazul. N-au reușit turcii, au reușit ăștia de acolo, teleormanenii din politică, nu oamenii simpli. Și vreau încă o dată să spun, întotdeauna când vorbesc despre Teleorman, nu mă refer la omul simplu. Omul simplu are aceleași aspirații ca și mine din Cluj, ca și tine din München sau ca nu știu care, care ne privește acum din Roma. Vrea să intre copilul la facultate, dacă se îmbolnăvește vrea să aibă un spital curat, vrea manuale în fiecare 15 septembrie pe băncile școlii, dacă merge copilul la școală. Vrea agricultură performantă, vrea respectul ăla pe care statul ți-l datorează pentru că îți plătești impostele. Deci nu este vorba de oameni simpli. Este vorba de un anumit fel de a face politică. Uită-te în Moldova cum se face politică. Da? Mai bună, mai rea. Încearcă. Uită-te la Cluj cum arată, uite la județele din Ardeal cum arată, și uite-te la județele din Sud. Și acolo vezi paradoxul. Cele mai sărace județe au cei mai bogați și mai influenți baroni. Oare de ce? De ce nu vezi baron local în Banat? De ce nu vezi baron local în Bucovina, în Transilvania? Știi de ce? Pentru că există un ADN. Atunci când te bagi în politică, există moștenirea de ADN care te oprește pur și simplu să faci lucruri care nu se fac. Și aici s-au îmbogățit, stai liniștit, și în Banat, și în Transilvania, și în Bucovina, unii fără merit. Și aici uneori se câștigă bani fără muncă. Dar nu se depășește linia roșie. Nimeni nu poate să spună în provinciile astea care au fost în Europa Centrală că este unul care dacă clipește nu mai răsare soarele. Cum e Giorgiu, Giurgiu, Buzău, Vaslui, Dolj. Înțelegi? Asta este diferența fundamentală. Cine sunt ăștia? Păi, ar nu, ar trebui să ne fie din ce în ce mai frică. Eu știu pe Emilia Șercan. A primit mesaj de amenințare cu moartea. De ce? De trei săptămâni publică în mod constant informații despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Poliție. Pur și simplu, amenințare cu moartea. Și scriu ceilalți colegi, și ar trebui să înțelegem, când Dragnea e păzit de interlopi, și o jurnalistă de investigație amenințată cu moartea înseamnă că e groasă. Să nu aveți impresia că doar în Slovacia se întâmplă ca un idiot să comande un asasinat. Să nu aveți impresia că doar în Malta, în Cipru, în Grecia și pe unde s-o mai fi întâmplat sau în Turcia. Și la noi. Pentru că antiselecția din politică a adus în vârful politicii niște nemernici niște nemernici. Lângă ei sunt regimentele de gazetari care se prefac brusc ca uitat. Să nu întreb tu astăzi, să nu întreb pe dăncilă, domnule ăsta e repetent, cum îndrăzni să-l puneți acolo? Doamnă, cum să pui tu dăncilă, tu vidă din videle? Cum să pui la Ministerul Justiției unul care și-a luat diploma de pe internet? Adică despre ce vorbim? L-ai pus pe Iordache, ăla care era la fabrica de mobilă din Caracal, îl iei pe ăla, Nicolae, pe Șerban, care toată viața lui s-o pe lângă Iliescu. Bă, dar până când în cu sufletul, că într-o zi, sigur că poporul nu dă cu bota că nu-i voie să spui pe Facebook așa ceva, dar plouă cu bâte, mă, tată, pe spinarea voastră, de acolo din cer. Brusc, în loc de picuri de ploaie, zbang o bătă, Oare cum a fi? Doamne ferește! Și zic Doamne ferește și bat în lemn. Și în niciun caz nu vreau să fie considerat un apel la violență. Nici nu-mi doresc violență în țara asta. Dar dacă o cărămidă va zbura în geamul prefecturilor, un milion de cărămizi vor zbura și ele. Pentru că lumea nu mai are răbdare. Lumea se uită și își face cruce cu limba când vede ce nemernicie se așterne ca o ceață groasă, ca o negură peste țara asta. E o țară de plecat. Pur și simplu o țară de plecat. În timp ce un gazetar care publică despre plagiat este amenințat cu moartea, Partidul Stat trimite un jurnalist de la Radio Craiova, uite aici, de pe actual 24, să prezinte mitingul PSD de la Craiova, tată. Bă, băiatule, tu ești gazetar, e adevărat că ești la radio de stat, e adevărat că nu trebuie să faci mare eforturi ca să-ți plătești facturile, e adevărat că limba, limbismul, curlimbismul în instituțiile de stat, alea de presă vorbesc, au devenit trambulină pentru carieră. Cum să trimiți, bă, un, un jurnalist să prezinte mitingul PSD, tată? Atunci, hai să ne băgăm toți în, toți în partide. Mai mă, ne apucăm toți ăștia să facem câte un partid. Sau ne apucăm să ne băgăm în partide. Facem un partid. Doamne, uite, eu sunt pentru interzicerea oricărei formule de stânga în țara asta. Două generații. Știi de ce? Țara asta, măcar două generații, trebuie să aibă politici de dreapta pentru ca generațiile alea să înțeleagă ce înseamnă cultura antreprenorială. Uite, este o idee, așa mă gândesc eu. Uite, altă idee, mă, eu n da drept de vot decât la ăla care și-a plătit impozitele. Nu? Și vorbeam cu cineva chestia asta, chiar din Franța și îmi zicea, Păi să știi că nu este o gogomanie. Și am zis, bă, dar na, mie mi se pare așa, mai zic eu la năcaz. Și îmi zice, bă, și drumurile publice sunt pentru toți, dar ca să circul pe ele ai nevoie de permis. Votul este pentru toți, dar dacă vrei să votezi, trebuie să spese de țara asta. Cum îți pasă despre țara asta? Așa numai că ți -ai, te bați cu cărămida în piept? Nu, plătindu-ți impozitele, tată. Eco, Uite să facem un partid de statată. unora li se va părea extremist, altora nu știu de care. Mă, noi credem în asta. Dacă un om crede cu noi, vom avea un vot. Dar dacă un milion sau zece milioane cred în noi, vom avea un milion sau zece milioane de voturi. De ce? De ce numai tântălăii trebuie să intre în politică? De ce trebuie să-i văd eu pe toți nemernici ăștia care nu au învățat nimic toată viața lor, o sta repetenți acolo, nici măcar nu s-o spăla pe dinți, da? Și-o părăsit la prima șmecherie, când au ajuns în funcție nevestele, de ce trebuie să fiu eu bătată sub ei? Ia să fim tată, ia să ieșim la bătaie unul cu altul. Să vedem. Uite aici ce fac, mă. Uite ce face PSD-ul. Au luat un bolnav psihic. Au luat un bolnav psihic la Craiova, i-o dat trei lei și l-au pus să facă nu știu, ceva poză cu steagul PNL-ului, cu... Uite, tată, PSD s-a folosit despre asta. Știrea, o citez, este de pe actual 24.net. Despre ce vorbim aici? Ăștia sunt, atenție, asta în Craiova. În Cluj, unde USR-ul are deja 42%, s-a întâmplat ceva ciudat, au apărut niște pliante false, ci că ar fi de la USR, s-au răspândit în Cluj și în vreo comune, cu mesaj că avortul trebuie să fie obligatoriu și chestii de-astea. Oare cine le-a făcut? ghiș -ghi mea, ciupercuță, ciup-ciup-ciup. Înțelegi? Deci după ce au dat 3 lei unui bolnav psihic, unui om necăjit, puteai să-i cumperi o pâine, băi, nenorocitule, e un teolog care i-a dat ăia 3 lei, un teolog i-a dat 3 lei, să văd, să găsesc și știrea pe Newsweek, unui om necăjit, ca să-i fac o poză, să bage în corz concurența. Bă, cât de nemernici, până unde totuși putem fi nemernici? Că trebuie să existe o limită a nemerniciei, știi? Trebuie să existe o limită a nemerniciei în care spui, mă, ok, sunt nemeric, dar nu chiar atât, fac nu știu ce, ok, bun. Ia uite aici, ăsta este așa, de pe Newsweek, un teolog, tată. Manipulare făcută de un teolog. Un craiovean sărac plătit de PSD ca să se pozeze cu un pe PNL. Teolog. Uite aici. Un om sărman, da? Puteai să iei o pâine, bă, teologule. Zice Ludovic Orban, dragă Daniel, îmi cer eu scuze pentru nemernicia lor. Incredibil. Stai să văd cine teologul ăsta. un teolog ar fi în spatele manipulării, cotidianul Republica Oltenia, o să fac și eu un cotidian, nu? Republica Transilvania. Bă, sună bine, dar nu sună bine Republica. Sunt în Principatul Transilvaniei mai bine. Doamne ajută, mâncați aș sufletul de geopolitică. Da? Cotidianul Republica Oltenia scrie că un profesor, hai să vezi aici, de la Facultatea de Teologie, secretar PSD pe Craiova, Constantinescu, este autorul acestei acțiuni. La teologie, mă. La teologie tu îți dai seama la teologie te gândești că înveți în primul rând cea la 10 porunci și atunci vii și dai la dragnea peste mână și zici bă vezi că este o poruncă cu să nu furi și să nu minți știi? și în loc să iei o pâine omului eluia o pâine și un iaurt mă că poate îi mâncarea lui pe două zile o pâine și un cârnaț băi teolog nenorocit este incredibil tata. Este incredibil. Știi ce îmi pare rău? Mie îmi pare rău că țara asta ar răguna de șanse. Dacă ar fi condusă de oameni cu bună credință, țara asta, într-un an de zile, în doi ani de zile, hai să fiu pesimist, ar fi bijuterie. Nu prin faptul că se fac autostrăzi. Nimeni nu poate să împânzească o țară în doi ani de zile cu autostrăzi. Nu că s-ar face spitale. Nu se fac spitale în doi ani de zile. Știi ce se poate face într-un an, doi? Să se recâștige stima de sine a românului care stă și își face cruce cu limba de câte ori se uită la televizor. Să se recâștige încrederea și speranța aia cu care merg la copil și îi zici mă hai nu pleca din țara asta, hai că țara asta mai are o șansă. Până acum doi ani vorbeam cu copiii mei ca un perenist, ca un peunerist de la întârziat. Îi ducea numai prin locuri faine, prin Bucovina, prin Moldova, prin Banat, prin Ardeal, prin Maramureș, să vadă cât e de faină țara asta și câte șanse are. Acum știi cum am ajuns? să-i spun copilului meu, pe care astăzi îl duc, să meargă la Olimpiada Națională, că e Olimpic Național, băiete învață, citește, bagă carte în tine, stai cu burta pe carte și carte. Asta nu mai este țara ta. Asta e țara pentru care trebuie să mă bad eu. Pe tine nu te sacrific. Niciodată. Te-am pupat.